Pentru că ne aflăm în plin sezon al fructelor, cei mai mulți severineni au cumpărat căpșune și cireșe. Oamenii au încercat să se aprovizioneze de la producătorii autohtoni pentru că fructele românești sunt cele mai gustoase și naturale. Cireșe, mamă! E perioada lor? Neapărat trebuie să vină perioada lor. Consumați zilnic în perioada asta? Fructe tot timpul. Consumați în această perioadă căpșune, cireșe? De toate, numai bani să fie. Asta e principalul, să fie. Câte cumpărați acum? Un kilogram, domnișoare. Asta este. Care are bani, cumpără, care nu stă să uși. Producătorii autohtoni spun că vânzarea merge bine, însă s-ar putea chiar și mai bine dacă nu ar exista bijnițari. Astfel ei și-ar putea vinde toată cantitatea de fructe și legume pe care o aduc în piață. Căpșuni, cireșe, e perioada lor. Să coc acum și vișinile. Vișinile, ce mai este, că nu mai e. Sunt bune pentru organism? Da, sunt foarte bune, că sunt naturale. La noi ne stropite, ne nimica. De unde le aveți? La Șimian. Aveți căpșune românești? Da, căpșune naturale, de la noi din grădină. De unde sunteți? Suntem de la Izimșa. Merge vânzarea? Acceptabil. Ce ne puteți spune despre fructele românești? Vă spunem că sunt naturale. Iată care au fost prețurile practicate astăzi în piața Mircea. Cartofi 2 lei kilogramul, dovlecei 5 lei kilogramul, căpșuni 9 lei kilogramul, varză 2 lei kilogramul, mazăre 5 lei kilogramul, ceapă verde 5 legături 2 lei, ardei gras 8 lei kilogramul, castraveți 2 lei kilogramul, roșii 8 lei kilogramul, mere 3 lei și 50 de bani kilogramul, cireșe 10 lei kilogramul.